Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi vreau să vă arăt ce cumpărături am făcut eu pentru o săptămână pentru slăbit. Ok, acestea sunt cumpărăturile. Bineînțeles, voi mânca și altceva în afară de lucrurile pe care le-am cumpărat astăzi, dar haideți să începem să vă arăt ce mi-am cumpărat pentru săptămâna asta. Avem aici ceapă de porc feliată fără os. Nu mă sperie pe mine grăsimea asta așa puțină pe aici, dar nu este o carne tocmai ideală pentru a slăbi. Aici avem moș file, l-am mai prezentat de la Lidl. Aici avem cârnați proaspeți de pui, tot de la Lidl am văzut că au băgat cârnați din ăștia și n-am mâncat niciodată și am vrut să îi încerc. Au puține calorii, au în jur de 200 de calorii pe 100 de grame. Aici avem ayran, tot așa foarte bun, cottage cheese și light și normală. Iaurt de băut, astea vi le-am mai arătat. Am luat și roșii din piață. Căpșuni, iarăși foarte bune, s-au ieftinit 12 lei kilogramul, am văzut și cu 10 lei. Aici avem niște ficăței de pui proaspeți, piept de pui. Aici am luat niște banane, cartofi, din ăștia mari noi să facem la cuptor. Avem aici niște cireșe foarte mari, s-au ieftinit și astea, sunt vreo 15 lei kilogramul. Aici avem ciuperci, foarte bune și ele pentru slăbit, le băgăm la cuptor cu niște cartofi și cu niște ceafă sau piept de pui sau de orice fel de carne aveți până la urmă. Important este să fie cât de cât mai slab așa în grăsime, să nu fie foarte gras. Aici avem niște nectarine, tot de la Lidl le-am luat, sper să fie bune. Țelină, morcov, apă plată din belșug. Aici am mai luat de la Lidl niște cereale din astea bio. Au mai puține calorii decât cele cu ciocolată. Au 420 de calorii. Roșiile la fel, arată și ele foarte bine, sunt foarte gustoase. Am luat și un pepene, un pepene de 12 kg. L-am luat de la Carrefour, 3 lei kilogramul. Sper să fie bun. După cum vedeți, am luat foarte multe tipuri de carne, cârnați, ceafă, mușchi, ficăței, piept de pui și foarte multe legume, cartofi, varză, perci, morcov, țelină, roșii, am luat și castraveți, avem și ceapă verde, de la din grădină și foarte multe fructe, pepene, banane, nectarine, căpșuni și cireși. Ia uitați ce mai sunt cireși, foarte mișto. Și câteva lactate, pentru că mie îmi plac și lactatele, dar din astea slabe în calorii. Cam atât pentru vlogul de astăzi, fraților. Acestea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut astăzi și vi le-am prezentat. V-am zis, o să mănânc și altceva, nu numai aceste lucruri. O să mai mănânc și ouă, probabil, și alte chestii, ciorbe și așa mai departe, mâncare gătită. Dacă vreți și voi să începeți o perioadă de slăbire, sper că v-au inspirat cumpărăturile mele. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare, să consumați produse apicole pentru că sunt foarte sănătoase pentru corpurile voastre și baftă la slăbit, dacă aveți nevoie. V-am pupat! Ciao!